Unde poți începe prezentarea unui liceu feroviar, dacă nu în forfota unei gări? Vegheați de străbunica locomotivei, pătrundem în locul care, încă din 1884, i-a pregătit pe cei care au făcut să răsune glasul roților de tren. Fascinanta călătorie prin această școală ne determină să poposim în nenumăratele halte reprezentate de diferitele laboratoare, cabinete sau ateliere, echipate cu tot ceea ce este necesar unui învățământ modern, demn de standardele mileniului în care trăim. În aceste spații, bolizii șinelor sunt disecați în așa fel încât nicio bucățică din ansamblul lor nu mai prezintă secrete pentru elevii noștri. Pretutindeni în școala noastră poate fi regăsit și cel mai recent și mai sofisticat prieten al omului, calculatorul. Fiindcă nimic din ceea ce înseamnă transport feroviar în zilele noastre nu se mai poate realiza fără acest instrument omniprezent. Faptul că, de câtva timp am devenit europeni cu acte în regulă, ne obligă să exersăm, în calitate de călăuze ai celor ce ne vizitează țara, urările Have a nice trip, Bon voyage sau Gute Reise. Paradoxal este însă că în acest loc cu nume atât de prozaic, dar totuși romantic, se creează și se formează adevărați artiști. Mărturie stau premiile obținute la diferite concursuri, tablourile și fotomontajele de pe coridoare. Iar cei cu imaginație și simțire artistică au posibilitatea de a-și materializa talentul în revista noastră, în ziarul și pliantele editate de Consiliul Elevilor. Și pentru că tot am poposit în această gară a frumosului, trebuie știut faptul că pe băncile școlii noastre s-au format și poeți, și jurnaliști, și manageri, sportivi sau doctoranți. Și despre voi se va putea vorbi de veți dori să călătoriți cu noi timp de 4 ani.
poate cândva, nu peste multă vreme, vor porni spre Europa sau, de ce nu, spre lume, tineri care își vor întâmpina călătorii nu numai cu binele cunoscute urări europene, ci și cu românescul drum bun sau călătorie plăcută.